Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom învăța un model. După cum puteți vedea, este un model foarte frumos. Îl puteți folosi în lucrările dumneavoastră, în mod special pentru plovere, pentru jachete, vestuțe. Și, așa cum vă spuneam, este un model foarte frumos, dar și ușor în același timp. Deci este accesibil dumneavoastră, doamnele începătoare. Pentru modelul meu, eu voi folosi firul Bravo și croșetul cu numărul 3 și jumătate. Vom monta pentru început ochiurile de lanț. Dumneavoastră veți fi atente la modul în care eu lucrez și veți vedea că în momentul în care îl veți încerca, cu siguranță veți îndrăgi acest model. Deci vom monta ochiuri de lanț. Eu acum voi pune un număr fără importanță, doar cât să vă arăt dumneavoastră cum se lucrează. Deci, am montat ochiurile de lanț. În acest moment voi lua firul pe croșet, voi număra 1, 2, 3 și voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Deci vom continua pe întreg parcursul rândului cu piciorușe duble în corespondența fiecărui ochi de lanț și încet, încet vom ajunge la capătul acestui rând. Bineînțeles, dumneavoastră veți spune numărul de ochiuri necesare lucrării dumneavoastră. Deci, piciorușe duble. Ajunse la capătul rândului, vom lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, și vom întoarce lucru. Din acest moment vom număra 1, 2, 3 ochiuri de lanț, vom intra în corespondența celui de-al patrulea și vom face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș vom face cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, vom număra din nou 1, 2, 3, vom intra în cel de-al patrulea ochi de lanț. Am făcut piciorușul dublu, cele două ochiuri de lanț de separare și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. În acest mod, noi vom forma aceste V-uri, care apoi vor fi baza lucrării noastre. Piciorușul dublu, două ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș și din nou 1, 2, 3 voi intra aici în cel de-al patrulea picioruș, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț de separare plus piciorușul dublu, după care la sfârșitul rândului vom face un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. În acest moment, noi vom lucra din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și întoarcem din nou lucru. După cum puteți vedea, aici avem acest V. Vom intra cu croșetul pe dedesubtul primului picioruș dublu și vom face un picioruș dublu în relief, firul pe croșet, în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț de separare, vom lucra 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și vom continua cu alte 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea picioruș dublu. Deci, în spațiu format din cele două ochiuri de lanț, eu am lucrat 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble. Acum voi lua firul pe croșet și voi lucra cel de-al doilea picioruș, care a format V-ul, îl voi lucra din nou în relief. Voi intra pe dedesubt și voi face piciorușul dublu, firul pe croșet și trec la următorul V. Voi intra pe dedesubt lucrând
piciorușul dublu în relief, după care, în spațiul format din cele două ochiuri de lanț, voi lucra din nou 1, 2, 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Cel de-al treilea. Iar acum avem cel de-al doilea picioruș dublu care a format V-ul și aici voi intra pe dedesubt și voi lucra un picioruș dublu în relief. După care trecem la următorul V și repetăm piciorușul dublu în relief, 3 piciorușe duble în interiorul spațiului format din cele două ochiuri de lanț, un ochi de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, cel de-al treilea. După care voi face piciorușul dublu în relief. În felul acesta se lucrează până la sfârșitul rândului și obținem acest frumos model. În momentul în care ajungem la sfârșitul rândului, am lucrat piciorușele duble din interior, piciorușul dublu în relief, vom face un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Și vom continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Vom întoarce lucru, firul pe croșet, piciorușul dublu lucrat în relief. Îl vom lucra în relief și de această dată, după care voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din ochiul de lanț de separare și voi lucra un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu. Deci vom forma deja cel de-al doilea rânduri de V-uri, care ne va ajuta să mergem mai departe. Firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din ochiul de lanț din următorul raport și am făcut piciorușul dublu, două ochiuri de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu. Mergem mai departe, firul pe croșet, intrăm în spațiul format din ochiul de lanț, facem piciorușul dublu, două ochiuri de lanț de separare și cel de-al doilea picioruș dublu. Ajungem la ultimul raport, bineînțeles, dumneavoastră veți avea mai multe. Aici voi lucra piciorușul dublu, două ochiuri de lanț de separare, piciorușul dublu în corespondența spațiului format din ochiul de lanț, firul pe croșet, voi face piciorușul dublu în relief. Deci veți număra 1, 2, 3, cel de-al patrulea este piciorușul dublu în relief. 1, 2, 3, aici. Și voi închide rândul cu piciorușul dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care vom continua în același mod cum am realizat cel de-al doilea rând. Trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența primului picioruș dublu al V-ului format și voi face piciorușul dublu în relief. După care aici, în spațiul format din ochiurile de lanț, vom repeta 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea, ochiul de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea, piciorușul dublu în relief, după care vom trece în următorul V, repetând piciorușul dublu în relief, 3 piciorușe duble în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț,
un ochi de lanț de separare, continuăm cu 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea, piciorușul dublu în relief și astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. După cum puteți vedea, modelul nostru deja se formează. Ajunse din nou la sfârșitul rândului, se va lucra piciorușul dublu în relief, după care se va închide rândul cu picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și se continuă cu 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucru, vom face piciorușul dublu în relief, după care firul pe croșet și vom continua în corespondența ochiului de lanț, formând V-urile. Acesta este modelul foarte simplu și foarte de efect, după cum puteți vedea, pe care eu am dorit foarte mult să vi-l prezint astăzi, astfel ca dumneavoastră să puteți lucra și să-l puteți folosi în lucrările dumneavoastră, astfel realizând lucrări frumoase, care să fie pe placul dumneavoastră. Am ajuns din nou la capătul rândului, voi face și piciorușul dublu în relief, piciorușul dublu de sfârșit de rând și în felul acesta se va continua. Eu atât am dorit să vă prezint astăzi, dacă vă place ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți dacă doriți. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!